Bă, Rafael, deci, înainte să pui orice altă întrebare, da, suntem pe harta de Lego, te-am adus aici. Ok, dar n-am pus nicio întrebare, de unde știi tu că voiai să pun o întrebare? Păi, eram sigur că asta vrei să înțelegi, adică uite-te leacă cum arată blocul ăsta. Da, asta vreau să zic, mai ales, dar și căutăm în harta de Lego și în primul rând tu de unde știi de harta de Lego cu tine? Din câte mi-aduc aminte, nu m-am jucat pe Lego, doar cu doar să-l m-am jucat aici. Păi, ca să-ți răspund la prima întrebare, căutăm aici, de fapt nu o să răspund acum, că îți răspund mai târziu. Și știu de harta de Lego de când ai făcut atunci ăla cu Dariusica, adică Darisel. Cu Darisel, ok. Păi ce vrem să facem noi aici? Adică am venit aici la Lego ca să facem un concurs de construit Lego de iarnă de nu versus pro. Adică să facem Lego de iarnă, ce înseamnă asta? Păi nu mai ții minte atunci când ai fost tu spectator și eu am făcut atunci burgerul ăla și cu Cardo. E exact ca acolo, numai că acum suntem pe Lego și facem de iarnă. Adică faci tot ce vrei tu. Când am făcut atunci concursul ăla de 1 minut versus 5 minute tu cu Darisel, mă, ăla la minut, concursul la minut când ai făcut tot cu Darisel atunci. Da, exact, numai că acum nu e pe timp, e Lego de iarnă. Ok, pe și înseamnă că trebuie să facem o singură construcție sau două construcții? Adică, mă, stai puțin, adică vrei să-mi spui tu mie că noi acum trebuie să facem orice cu tematică de iarnă, numai că în Lego? Exact. Ok, mie chiar îmi place Alisa, asta chiar îmi place super speritare, păi și hai să începem, ce mai stăm, ce mai avem, dar vezi că e o căscuță mai specială asta, că n-ai făcută din Lego. Căscuță, adică ca să vorbim, ok, deci dacă stau pe asta, tu mă las practic din partea aia, deci merge, asta e bună, că nu știu, asta e de Lego, bă, Alisa, tu crezi că e bună asta, crezi că merge? Cum să nu, e luată, am băgat acolo două surme, am luat-o din piață, numai bună. Ok, păi bine, mă, Alisa, să-i dăm drumul și o să facem o singură rundă sau câte runde facem, că n-am înțeles, poți să-mi explici și mie mai mult, Alisa? Păi, două runde. Noob versus pro. Ce n-ai înțeles? Nu versus. Ok, am înțeles bine, Alice. Hai du-te. Stai, mă, că mi se pare că scrie acolo. Da, de noob versus pro. Scuze, Alice, am uitat. Păi hai, du-te la tine. Eu mă duc la mine și când terminăm ne întâlnim fix aici. Da? Ok, deci vedem că a deja aplicat Alice. Mă, fiți atenți, Zac, Alice m-a adus aici la Lego. Mi-a venit o idee. Am văzut că m-a plăcut foarte, foarte mult atunci când am trolat-o pe Alice, în care am fost invizibil și am copiat ceea ce a construit. Ei bine, m-am gândit eu că tu ne-ai adus Alice în Lego aici. Să facem treaba asta și în Lego, să trolezi din nou cu copiatul, să-i copiezi construcția să fie invizibil. Și să fie practic în Lego, că o să fie mult mai interesant. Dar vedeți că Alice acum ne-a dus la Lego. Nu știu cum a găsit ea harta asta. Dar în fine, nu mai zicem alte întrebări. Nu mai spunem absolut nimic. Hai să ne apucăm să facem prima construcție de nou. Unde să facem o casă de iarnă, cred că asta sau ceva de genul. Habar n-am, ceva specific de iarnă, cu tematică de iarnă. Habar n-am, dar da, mi-au puțin aer în piept, gata, nu mai pot să mai vorbesc, gata. Scrieți acolo în comentarii cine credeți că o să facă mai frumos astăzi, cine o să câștige la runda de nou și la runda de pro și cine o să câștige în total. Mai Alice, folosesc căscuța acum ca să mă auzi. Sper că mă auzi și fii atentă. Ceea ce vreau eu să fac acum, bă, m-am gândit așa, bă, ce fac la asta? De nu mă gândeam, nu știu, să fac un fel de brăduleț, ceva așa mai mic, un brad, că totuși e tematică de iarnă. Și zic că ar merge bine. Tu ce faci pe acolo? Mă auzi? Da, te aud. Eu momentan nu știu, mă bag așa să creez ceva, dar nu prea am idei. Ok. Păi fii atent, eu deja m-am apucat acum. Vreau să fac un fel de brăduleț, nu știu cum o să iasă, habar n-am, dar vreau să mai fac și niște cupaci așa cumva, ceva de zăpadă, cum ar veni, ceva frumos. Bă, cred că de fapt bradul cred că l-aș lăsa fix așa. Nu știu de ce, adică oricum este un dăsat de nob, dar trebuie să mă complic mai mult și eu zic că ăsta e să fie bradul. Bine, nu arată el, cine știe ce e foarte, foarte interesant, dar ia, dacă mai dăm asta în partea asta, ceva de genul așa, bă, de fapt arată cât de cât ok, pentru că este un dăsat de nob, mai pun aici niște brădulețe așa de zăpadă, adică nici nu brazi, niște copăci așa, ceva de genul, nu știu, aș fac un fel de ăștia, cum ar veni, de aia din junglă, copaci de aia, palmieri din aia, ceva de genul și cam atât o să fac eu la prima rundă, pentru că este asta de nob, nu trebuie să mă complic și după aceea o să fac ceva super, super șmeche la următoarea, dar eu pot să zic, Alice, că am terminat. Adică nu mai fac absolut nimic. Gata, i-am terminat, Alice. Tu mai ai mult de făcut acolo sau ce mai faci tu? Eu, da, mai am de făcut. Nu știu exact cât, dar mai am. Ok. Păi fii atent. Eu o să vin acum, Alice. O să vin acum la jumătate. Te aștept aici la jumătate și după aceea când ești tu gata, te aștept aici și venim. După aceea dăm note și facem cealaltă de pro după runda următoare, ok? Da, vedem care să ne mai bagă în seamă, se pare că nu mai folosește căscuța. Ei bine, ați înțeles care este ideea, dați nota acolo în comentarii la cum am făcut eu, pentru că bă, asta este de noob, nu vreau să fac ceva mai greu de atât, adică eu ceva ok, adică e de noob, nu trebuie să fac ceva mult mai special de atât. Runda următoare la cea de pro trebuie să facem ceva super super șmecher ca să o batem pe Alice 100% și scrieți acolo în comentarii dacă credeți că o să o bat pe Alice și să am văzut ceva acolo, dar nu vreau să mă uit, în fine. Hai, o așteptăm acum pe Alice să vină aici și gata. Atâta. Scrieți în comentarii note pentru fiecare construcție din acest episod. Am terminat.
terminat și eu, dar vezi că vreau să mergem mai întâi la mine, că îmi place mult prea mult cum a ieșit. A, deci tu vrei prima oară să mergem la tine? În sfârșit, Alice, vrei și tu să mergem la tine? Pentru că de fiecare dată când îți zic, dar Alice, mergem la tine, tu te duci așa spre construcția mea și cam mai. Hai să mergem acum la mie. Ai văzut ceva cumva? N-am văzut că era scara. Gata, gata, bine, gata, gata, hai să mergem acum la tine. Să din ce-ai făcut, mă, tu? Ce să... Mă, ce-i ăsta? H, nu, Y, ce înseamnă asta, Alice? Stai că trebuie să dau, dar de parcă nu știi. Happy, miau, iar. Semnul eclabățării. Ok. Ok, Alice, mă, stai puțin, Happy New Year, adică asta e scris în engleză cum ar veni anul fericit, am înțeles, mă, Alice, ok, ok, arată interesant, chiar interesant, pentru că are tematică de iarnă, ce-i drept, dar vedem că am făcut aici niște copaci și ce sunt, a, uite, eu sunt frunze, sunt chestii pe aici, pe jur, nu știu ce, în fine, nu mai contează iarbă, și aici în spate, ce e asta, Alice, ce sunt culorile astea pe aici, ce înseamnă blocurile astea de Lego? Păi, artificii. Ce? Cum adică artificii? Astea sunt artificii? Ce artificii sunt astea? Păi tu nu știi că artificiile sunt alea care le pui jos și sar mai multe culori. Practic, da, da, e Danub, practic am înțeles. Alice, bă, ce să-ți dau? Stau, vezi că e interesantă chestia asta, te-ai făcut tu așa, background-ul ăsta, tot poți dau nota nouă, Alice, atât îți dau, sincer. Bă, bun, e o notă decentă, după părerea mea, chiar e o notă foarte mare la chestia asta de Danub. Da, chiar mă bucur și eu, hai să mergem la tine. Hai, acum mergi la mine ca să vezi ce am făcut eu aici, pentru că, bă, nu, da, față de tine, te-ai făcut mai mult. Ce ai făcut aici? Peste un brad și doi pe aici, doi de ăștia de zăpadă, cum ar veni. Niște, da, n-am înțeles, niște, bă, cum ar fi un prad și doi copaci de ăștia de zăpadă, altceva n-am făcut nimic mai mult de atât, pentru că, bă, Alice este de noob, am zis că nu mă complic foarte mult asta, pentru că vreau să dau tot ceea ce pot la runda următoare de pro, Alice, tu ce notă-i dai? Bă, îi dau un 8.5 din milă. A, 8.5 ca să iei tu mai mult, ok, ca să iei tu, nu, în fine, hai să trecem la runda următoare. Bă, păi, da, totuși am făcut mai mult, adică nu se pune. Bă, asta e adevărat, dar eu dau să de noob, în fine, Alice, ok, bă, arată interesant ambele, cea, bă, fii atent, hai că eu chiar mie care îmi place cum ai făcut, chiar dacă este de nou bales, îmi place, poți să-ți dau ție punctul, o să vedem ce scriu și oamenii acolo în comentarii. Acum vreau să mergem la runda a doua, runda de pro de care ai zis tu și acum ce trebuie să facem, Alice? Tot ceea ce vrem noi? Bă, eu acum sincer zic să facem ceva, să stabilim noi, că așa nu putem să dăm note pe două construcții diferite de pro, adică. A, am înțeles, pe ce facem? Facem o casă, ce facem? Sau ce facem? De iarnă ceva? Eu zic, nu știu ce să facem. Un muzeu. Muzeu, mamă, Alice, facem ceva de iarnă. Fii atent, putem să facem, să alegem așa, să avem casă, să avem om de zăpadă, un brad de ăla, să avem, hai că, bă, niște chestii ornamentale așa de Crăciun, de iarnă, practic, gata, ceva de genul. Gata, știu, facem o casă, dar trebuie să fie în formă de om de zăpadă. O casă în formă de, adică un om de zăpadă casă, cum ar veni, nu? Exact. Ok, Alice, ceea ce este foarte, foarte greu, știu de ce vrei tu să faci om de zăpadă, să faci iar om de la de zăpadă șmecher și o să pierd, nu-i așa? Nu e așa, nu, gata, hai, mă duc la mine. Am înțeles, bine, du-te, gata, acum vorbim pe căscuță că nu o să vă mai auzi, pune blocurile astea aici, așa, gata, în fine, am înțeles ceea ce vrea Alice să facă, bă, frate, nu știu cum o să fac un om de zăpadă din acesta, bine, o să vreau să-l fac, deci luăm blocul deja de aici, foarte, foarte frumos, îl împaci ăsta, o să facem omul de zăpadă fix aici și cred că nu vreau să fac ceva foarte, foarte rotund, pentru că știți că nu prea mă pricep la chestiile astea rotunde, nu prea mă pricep, ceea ce-i drept, dar o să facem ceva de genul cam așa în partea asta și după aceea o să vedem cum o să fie, dar trebuie să fie aici, bă, ceva de genul, partea asta trebuie să fie o parte în care să putem intra, pentru că dacă a zis că o să fie casă, trebuie să avem practic un loc. O să facem aici ceva cu casă, cu, bă, de fapt nu știu cum, de fapt cred că ar trebui ceva mai mare, dar nu știu, hai, văd eu ce o să fac, îi dau de cap și după aceea revenim cu construcția, să sperăm că o să iasă ceva bine, pentru că Alice practic a zis ea o idee și ea cred că a zis o casă câștigea, dar mă rog, hai să vedem rezultatul final, să începem aici foarte, foarte frumos și cine știe, poate o să câștigăm, Doamne ajută. Bă, Alice, deja am făcut formă, am făcut cele trei părți ale corpului, cum ar veni, tot cu capul, cu tot cum ar veni, cum are omul de zăpadă, bă, nu știu exact cum ar deveni, dar acum vreau să încerc să-i fac ceva aici, să sperăm că o să-mi iasă ceva foarte, foarte bine. Vreau să fac ochii, cred că ceva de genul așa. Bă, vezi că arată interesant, chiar îmi place. Bă, chiar, bă, Alice, chiar ești vechi, chiar asta nu știu de tine, ce faci tu acolo, dar mie chiar îmi place de data asta. Cred că Alice am o presimțire că o să te bată data asta. Nu știu de ce cred eu asta. Alice, bă, dar chiar îmi place, sincer, atât îți zic, chiar îmi place ce am făcut eu și nu prea te văd bine. Bă, păi de ce zici că nu mă vezi bine? Ce ai făcut așa de inspirat? Crezi că e magia acolo? Ce ai făcut? Bă, da, uite, dacă am făcut fața asta așa, dacă am făcut gurița asta, nu cred că o să mai fac așa, sau cine știe. Bă, de fapt nu știu exact ce să fac, dar de fapt hai că îi fac guriță fix aici așa, atâta, pentru că ar fi părut un de la de un, ar fi părut ca un clown, ceva, nu știu, ceva așa mai fioros, un om de zăpadă mai fioros. Dar uite, fac aici mâinile, Alice, și după aceea trebuie să mă ocup, pentru că tu ai zis că vrei să facem o casă în el, cum ar veni, nu om de zăpadă, corect? Așa am zis. Ok, deci asta este foarte, foarte interesant, chiar abia aștept să fac aici. Deci îi fac mâinile, îi fac chestiile astea
pe aici. O să vină mâna asta ceva de genul, mamă, dacă s-ar vedea blocurile astea ar fi foarte, foarte bine. Ok, deci să văd acum. O să fie ceva de genul așa, cam asta este mâna. Astea sunt mâinile, două mâini are și el aici. Foarte, foarte frumos. O să punem aici chestiile acestea pe care le are un om de zăpadă fix așa, nasturii ăștia. O să fie fix ăștia așa. Cred că ăsta o să-l dau direct așa, ceva de genul. Cred că arată mai bine. Băi, Alex, am făcut. Acum trebuie să-i pun aici ceva în cap și fii atentă. În partea asta unde o să-i pun în cap, vreau să folosim un glez pentru că ar veni ceva de genul pălăria și vreau să fie o pălărie ceva de glez, ca și cum să pot să văd din interior, să vin direct din cap, să văd, să văd practic cum ar veni, știi, acolo ai o vizibilitate, știi cum sunt turnurile alea de vezi dinăuntru, așa să fie și aici la asta, la pălărie, să urci direct așa prin casă, ca asta ai zis că este o casă, și să vin aici, în, direct aici, la jumătate, cum ar veni, te-ai prins de ideea mea? Alice, bă, de ce nu mă aude, mă, Alice? A, stai, albă, că e căscuță. Alice, m-auzi, bă, m-auzi? Alice, m-auzi, 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 m-auzi? Alo, da, ce vrei? Fii atent, că m-am apucat de făcut asta și am uitat că trebuia să am căscuța. N-am pus căscuța, fii atent, eu n-am pus căscuța. Fii atent, eu ziceam că o să fac ceva de genul un turnuleț și în cap, adică fii atent. Eu am făcut omul de zăpadă, l-am terminat aproximativ, trebuie să mai fac pălăria. Și pălăria vreau să fac de glez, să fie vizibilitate dinăuntru, știi, când intri în casă, că ai zis că facem o casă, să intri în casă și deasupra de tot, unde e pălăria, să fie cum ar veni ca la un turn să ai vizibilitate. Să te uiți de deasupra, să vezi tot ce e din jur împrejur. Te-ai prins de ideea mea? Da, e interesant așa, poate mă inspir și eu. Bă, stai puțin, că merge cam greu căscuța ce-i drept, dar cum adică, mă, stai puțin, tu ai zis că dacă e interesant și te inspiri după mine, vrei să mă copiezi, cum adică? O, nu te copiez, dar acum, dacă mă gândesc bine, mi-ai dat o idee chiar foarte, foarte bună. Știi ceva, lasă, chiar nu mai folosesc căscuța, gata, gata, mă, deja mă enervează, deci ați înțeles, am dat și o idee, practic, am zis o idee mea acum, o să fac și Alice, vedem că vrea să-mi preia ideea, să facă ca mine, o să fac chestia asta aici, nu mai contează asta, o să facem fix așa, aici ceva de genul, bă, asta cred că trebuie să fie fix așa, bă, dar cum o să fie, deci fac asta așa și cred că trebuie să mă iau un glez de culoare, de culoare, de culoare, cred că de culoare roșie, ceva de genul, să fie ceva de genul fix aici, foarte, foarte frumos să fie partea de sus și, bă, aici o să fie tot, nu o să fac mai mult de atât pentru că nu mai are rost, sincer, să mai lucrez mai mult de atât la chestia aceasta și o să zic că o să iasă ceva super, super tare și abia aștept să termin, practic, pentru că acum, ok, deci am făcut așa, bă, nu arată el cel mai grozav, dar este interesant așa, după părerea mea, că era interesant. Acum ne apucăm de interior, să facem interiorul. O să facem intrarea pe undeva pe aici, prin spate, fix aici jos. Aici o să fie intrarea, trebuie să punem aici o ușiță, să punem o ușiță. Punem o ușiță din aceasta că pare așa mai interesantă culoarea pentru că este ceva asemănător. Uite, se vede foarte, foarte frumos aici, asta puțin ca în partea asta. Deci fix așa intrăm aici, foarte, foarte frumos. Ok, deci ușa asta trebuie să da, asta e de iron și cred că trebuie să punem un lever aici, ceva de genul. Punem leverul ăsta. Ok, să deschide ușița, punem și în partea asta ca să putem să o închidem dacă ar merge, dar nu merge chestia asta, prin să am înțeles care este ideea. Deci avem lever doar de acolo. În fine, și cam asta este interiorul și pe aici trebuie să facem noi niște chestii pentru că noi trebuie să mergem în sus. Partea cea mai interesantă acum este că noi trebuie să facem o scară. Și să fac de culoarea aceasta, ceva de genul o sorc fix în partea asta, cam așa ceva de genul. O să dau fix aici o sorc sus de tot cu scara și bă, de fapt, bă, aici dacă sparg asta nu prea e bine, deci trebuie să mă gândesc cum o să pun o scara. Cred că o să-i dau ceva o idee mai așa. Bă, lasă, o să văd eu cum o să fac și da, să sperăm că totuși o să iasă ceva bine și să nu facă Alice mai mișto decât mine, că nu știi ce am impresia. Bă, de fapt, n-am impresia că o să fac mai mișto, chiar n-am impresia. Cred că de data aceasta o să mă descurc mult mai bine. Mama Alice, cât de frumos este turnulețul ăsta al meu de veche aici. Stau așa frumos deasupra. Uite cât de mișto să vede Alice. Abia aștept să vezi, bă. Am pus aici o lumină și o să mai punem ceva de genul pe aici și prin interior. Alice, dar tu ce faci acolo? Mai multe de făcut acolo sau? Bă, păi da, eu gen încă n-am terminat omul de zăpadă. Ah, ok, tu n-ai terminat omul de zăpadă, păi să puțin Alice, păi și cât mai durează, că eu aproape termin tot, atât am de zis, sincer. Aproape termin, bă, nu știu, mai am aici puțin de făcut, acum la cap. Ok, Alice, bă, eu o să le prezint la lume ca și cum arată bine, au văzut oamenii deja, dar cam așa arată din exterior și acum o să facem un interior, ne apucăm pentru că eu am făcut aici scara din interior, Alice, și acum trebuie să pun pe aici bookshelf-uri, chestii de genul pe aici, să arate foarte frumos, să umplem interiorul, practic, pentru că aici este, trebuie să fie o casă de snowman, cum ar veni de om de zăpadă și, bă, eu o să zic că o să-mi iasă ceva super, super tare dacă tu zici că încă n-ai terminat, Alice, eu cred că chiar am impresia, dacă tu n-ai făcut nici snowman-ul, înseamnă că, bă, Alice, nu cred că o să faci nimic de data aceasta și o să fac mult mai bine decât tine, nu știu de ce, Alice, cum ai făcut tot atunci de mai bătut, mai rupt și acum nu o să mă bat sincer la snowman, chiar nu știu, Alice, pe bune. Bun, mi-am terminat construcția, casa de zăpadă, de om de zăpadă, practic, și vă invit să vedeți cum am făcut interiorul, cam așa arată aici jos și mai avem un etaj aici și după aceea avem acolo sunt mansarda, practic, unde avem turnul acela, vederea aia super, super tare pe care ai văzut-o mai devreme, dar astăzi o să o bat pe Alice 100%, nu știu, asta e părerea mea, aici avem furnale, chestii pe aici, crafting-uri, chesturi, toate, toate chestii.
scrie genul nu mai are rost să vă prezint. Aici este un mesaj secret pe care o să-l vedeți mai târziu. O să-l vadă și Alice când vine fix atunci să vadă construcția. Și aici se află un televizor și aici este patul unde dă foarte, foarte frumos. Și aici deasupra de tot, practic ați văzut mai devreme, vedem cam așa să vede priveliște de aici și arată super, super tare. Acum vreau să vorbesc cu Alice să vedem ce face, dacă ea a terminat, pentru că, bă, frate, eu am terminat, nu mai am nimic de făcut și chiar nu sunt nerăbdător, chiar sunt curios ce a făcut Alice, pentru că, bă, de data asta chiar cred că n-a făcut nimic foarte, foarte wow, dar Alice, m-auzi? Ce vrei, se rapid. A, vezi, folosește și tu căscuța, e mai bine, până mai bine că te auzi că am întrerupt. În fine, de ce am terminat toată construcția atât am de zis, am terminat tot, nu mai fac absolut nimic, te aștept pe tine, vin acolo la jumătate și am terminat, Alice. Tu mai ai de făcut? Bă, am de făcut interiorul, dar nu știu cât de mult o să dureze. Ok, păi e bine, atunci Alice, te aștept aici la jumătate ca de obicei, pentru că vedem că astăzi Alice, bă, stai mai mult decât mine, nu știu de ce stai mai mult decât mine, dar în fine. Da, bă, gata, hai, las-mă să construiesc. Bine, gata, Alice, te aștept aici, eu sunt nerăbdător, pe bune, gata, te aștept, nu mai zic nimic, papa, Alice. Bun, Alice, să sperăm că ai terminat și tu, gata, asta înțeleg că ai terminat, da, ai venit aici, nu? Păi da, am terminat și eu acum, nu știu, sper, dar că o să fie fain, că culorile astea nu-mi plac de pe Lego. A, păi fii atent, în fine, hai să mergem acum prima oară la mine, pentru că am mers atunci la tine și o să vedem cum am făcut. Uite-te, cam ăsta este omul meu de zăpadă, ce părere ai tu de el, ce vezi tu așa? Și o să-ți arăt după și intrarea secretă, Alice, că este undeva, nu este pe aici, adică o să descoperi tu, dar vreau să spui ce părere ai tu din ce vezi tu așa din ansamblu. Bă, păi ce ai făcut, bă, aici? L-ai făcut înalt și slim fit. A, păi, da, mă, ce, adică ce, nu-ți place Alice, nu e frumos? Nu. Cum adică, a, păi, și ce vrei să fac? Adică dacă vrei să fac și casă în el, Alice, eu am făcut așa ca să pot să fac și casă în el. Bine, hai, pe unde intru? Asta este intrarea, intri pe aici și cam așa arată partea de jos. Aici scrie un mesaj secret pe care te rog eu să-l citești, Alice, fix acum. Ia citește, ce scrie acolo, Alice? Ia uite-te. Dacă citești asta, like pentru 2024 de vis. Bine, bă, mă duc acum să dau. Ok, gata, deci scrieți acolo în comentarii, dați like-uri foarte, foarte multe, pentru că scrie aici, dacă citești asta, like pentru 2024 de vis. Deci dați acolo când mai multe like-uri pentru 2024 de vis. Alice, te invit fix acum la primul etaj. Și uite aici, avem un televizor și aici este patul acolo jos, practic este partea cealaltă de o bucătărie, de chestii folositoare. Și aici sultă tot, Alice, mergem foarte, foarte frumos și avem priveliștea, cea mai mică priveliște din lume, de la mansardă, corvin din pălărie, direct, Alice, foarte, foarte frumos. E interesant, dar nu știu, am dat top 50 acolo, parcă regret. De cum, pe și acum ce notă vrei să-mi dai? Cum adică, de ce regres la prima în rundă că mi-ai dat 850? De ce regres, adică, pe bune? Păi că aș vrea să-ți dau, nu știu, hai. Mă, o să puțin, Alice, pe fiat, asta este de runda de pro, nu te lua după prima aia, dar așa, ce notă treci acum? Zi ce îți treci acum prin cap, fix ce îți treci în zi aia acum, direct. Dau 8. 8, nota 8, e o notă decentă, e o notă foarte, foarte ok, dar să putea și mult mai bine, pentru că, bă, să puțin, dacă mi-ai dat 8, hai să vedem acum ce ai făcut tu, Alice, chiar sunt foarte, foarte da, mega. Da, așteaptă că trebuie să-l vezi dintr-un unghi. Iar mă trimite să văd dintr-un unghi, am înțeles care este ideea, hai să știți acum, stați, dă-le voi acolo o notă în comentarii pentru care mi-a dat nota 8, scrie și voi acolo o notă, deja nu mai vreau să mai vorbesc, că deja mă enervează, așteptăm să ne trimit Alice direct acolo la ea și să vedem ceea ce a făcut și ea acolo. Opa, ia mă, ce ai făcut, mă, ce mă, ăsta, Alice? Adică, om de zăpadă, nu vezi? Da, bă, l-ai făcut asemănător ca celălalt, mă, da, ce partea asta de jos aici, ce ai făcut, asta e gură, zici că ai făcut acolo și ochi, Alice, de ce ai făcut aia așa cu bale așa acolo, că nu înțeleg, Alice, pe bune. O să vezi, hai să intrăm înăuntru. Ok, înainte să intru, vreau să mă uit așa din exterior, bă, mă uit așa, bam, cam așa ceva de zi, nu știu ce a făcut asta așa, dar hai să vedem ceea ce ai făcut aici, arată interesant, cam asta este interiorul și ce mai aici, Alice, mamă, ia să vedem, ia să demurcăm pe aici, foarte, foarte frumos și pe aici, mamă, ce blocuri sunt, mă, ce e ăsta? Verdant Frog Light, mă, ce e ăsta, Alice? E lumină de broască. Ok, și aici avem, să vedem așa, foarte, foarte frumos, pe și gata, asta e tot? Păi, da. Am înțeles, bă, Alice, nu știu, bă, e ceva decent arată, ok, Alice, îmi place, ce să zic, bă, dacă mă uite-te așa fix din partea asta, ceva de genul, bă, nu știu, cred că îți dau totul nou, Alice, nu știu, sau nu, îți dau 8.50 la asta, Alice, la runda de pro, îți dau 8.50. Vreau ca oamenii voi acolo să scrieți în comentarii cine notă dați la al meu, cine notă dați la al lui Alice. Și da, eu, Alice, îți dau 8.50, tu mi-ai dat 8, parcă? Da, bă, ți-am dat atunci 8, okay. Și acolo 8.50. Da, ok, acum așteptăm să vedem ce eu zic oamenii cu oamenii. Mie s-a părut un concurs de construit foarte, foarte interesant. Am făcut niște chestii, ok, Alice, aș putea spune din Lego ceva foarte, foarte tare. Mie îmi place și bradul și ăsta al tău, cu să mai nu știu, mă, omul de zăpadă și al meu ales. Dar decizia rămâne la oameni, scrieți acolo în comentarii. Acesta este omul meu de zăpadă. Iar acesta este omul meu de zăpadă. Dacă vă place mai mult omul meu de zăpadă, dați like la acest video.
clip. Iar dacă vă place omul meu de zăpadă, dați subscribe. De ce s-auzi bine, dați like pentru al meu și subscribe pentru al lui Alice și scrieți acolo în comentarii ceea ce ați ales voi, alegerea voastră, și scrieți dacă mai vrei să facem cu Lego, în care data viitoare vreau să trulez, dar nu zic mai multe, să sperăm că n-au auzit nimic. Și da, uitați-vă la ea cum a făcut ea asta. Bă, mie mi se pare chiar interesant, dar decizia rămâne la voi acolo în comentarii cine a făcut mai frumos și vă invit să vedeți tot procesul, pentru că am făcut 4 runde diferite. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.